O să mergem la un club privat deținut de un iordanian ce a studiat în România. De cât timp locuiți aici? De 22 de ani. Femeile stau la umbră îmbrăcate de felul acesta și doar bărbații sunt în apă. De ce se numește Marea Roșie? Bine, se pare că suntem la 5 km distanță de granița cu Israel. Foarte, 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 foarte mult. Aveți accent de moldoven. Bună dimineața, gata, lăsăm în urmă deșertul Wadi Rum, lăsăm în urmă Petra și ne mutăm în Aqaba, un alt oraș foarte turistic din Iordania, pe care abia așteptăm să-l descoperim, situat la Marea Roșie. Și suntem ultimii turiști care pleacă din camp astăzi. De obicei lumea se duce dimineața în tururi, fie pe cămilă, fie în aventura aceasta cu jeepul, cum ai dormit în deșert. Cel mai bine. Și dacă n-ați văzut vlogul anterior, vă reamintim că noi am stat în unul dintre aceste corturi, al doilea de aici, și am avut o priveliște fabuloasă asupra deșertului Wadi Rum. Da, mulțumim, chiar a fost o experiență nemaipomenită. Campul se numește Sand and Stars, îi găsiți pe Booking și sunt foarte drăguți. Punem linkul în descriere. O să-mi fie dor de locul ăsta, trebuie să recunosc că a fost una dintre experiențele mele preferate din Iordania, după Petra, bineînțeles. Așadar, îi dăm bătăi cât conducem până în Aqaba. O oră și un sfert ne arată. O oră și un sfert. Da, mai facem poze, vreo o oră și jumătate. Pa. Și pentru că este ora 12, iar la ora 2 și jumătate se face check-in-ul, am oprit la un restaurant 100% local, deci pe principiul unde-i multă lume se mănâncă bine și cam așa arată. Îmi place orașul ăsta, e foarte vibrant, așa e. Da, are ieșire la Marea Roșie, am văzut foarte multe vapoare de croazieră, palmieri, deci e o destinație de vacanță nemaipomenită. Și apropo, vor fi zboruri directe către Aqaba din București în curând. Gata, a sosit mâncarea, cam așa arată. Începem cu o limonadă cu mentă foarte bună. Aici sunt niște ouă prăjite cu cartofi, falafel, fatuș, salata lor care îmi place foarte mult, și Ion și-a luat jumătate de pui cu cartofi prăjiți și o lipie turcească. Și un Pepsi, bineînțeles. Dar puiul tău este făcut pe cărbune, pe jar, da. Mama mia cum arată. Da, nu mai putem mânca hummus și alte nebunii, dar mă rog, toate acolo suntem, tot mâncare tradițională e, așadar poftă mare. Și surpriză, surpriză, a sosit nota de plată. În total am plătit 8 dinari, adică 48 de lei pe 4 feluri de mâncare și 2 băuturi. Incredibil, se mănâncă bine, n-am putut să mâncăm tot din farfurie, clar, dar a fost delicioasă mâncarea și ieftină. Da, altceva aici. Da, gata, ieșim să explorăm orașul Aqaba. Acum urmează primul impact cu Marea Roșie. Am trecut printr-un bazar, observ că se construiește mult aici. În zona asta se construiesc hoteluri. Și aici e puțină mizerie, puțin mai multă mizerie. Ce să-i face? Asta e Iordania. O să vedeți dacă veniți aici că au, chiar au o problemă cu curățenia. Gunoaiele, în general, nu le aruncă la coș, nu le aruncă unde trebuie. Cam așa arată Marea Roșie. Wow! E albastră. E albastră, nu e roșie, da, bravo, Ion. Foarte frumos, dar uite-te puțin cum se vede orașul. Noi acum, nu știu exact, cred că stăm într-o zonă mai locală, nici de cum turistică. Mi se pare că în partea cealaltă sunt hoteluri, vezi? Clădiri înalte. O să mergem mai târziu, probabil, acolo. Aici sunt doar localnici. Deci asta e plaja lor, probabil. Ce lume e aici? Uh-huh. Wow! Da, e interesant. Nu mă așteptam la asta, nu știu de ce. Aveam o altă imagine. E un șoc cultural. Ideea este că aici cei mai mulți turiști vin pentru ideea de snorkeling, de scuba diving. E un recif de corali foarte frumos. Și nu știu dacă o să mergem. Noi vedeți că sunt bărci care te duc în larg. Da, și un vas de croazier aici uriaș. Nu știu dacă se vede pentru că suntem contra soarelui. Se vede că e mare. Hai să mergem puțin mai încolo. Da, deci așa vin ei la plajă. Îmbrăcați. Vezi? Vezi și bărbații sunt îmbrăcați. Că sunt câțiva în apă. Pentru prima oară când avem așa un impact de genul acesta cu localnici, cu lumea arabă, pentru că Dubaiul nu se pune. Da, acolo e altă lume. Sunt mai emancipați, să spunem așa, sunt altfel, au altă mentalitate.
No, thank you. Dar observ că femeile stau la umbră îmbrăcate de felul acesta și doar bărbații sunt în apă. Femeile îi păzesc. Femeile îi păzesc, vorba lui Ion, da. Asta e lumea lor, până la urmă ești aici în calitate de observator, nu de judecător, nu? E foarte greșit să-i judeci. O să mergem la un club privat deținut de un iordanian ce a studiat în România. Foarte multă lume. E o zi de joi astăzi, nu? E joi? E joi, da. Nu mai știm ce zi e, da. Și uitați-vă câți localnici sunt aici. Uite că eram cât pe ce să-l tăiem de pe listă, nu știu. Nu ne spunea nimic. Nu ne spunea nimic, da. În afară de faptul că are ieșire la Marea Roșie și are și câteva vestigii importante, o să le vizităm și noi. Cam atât, adică, da, timpul este limitat atunci când vii în vacanță în Iordania și de aceea trebuie calculat foarte, foarte bine. Gata, am ajuns în camera de hotel, cam așa se prezintă, foarte bine. Trebuie să recunoaștem că ne era puțin dor de o cameră de genul acesta după 5 sau 6 nopți petrecute în cort. Avem aici un mic balcon, sau nu, nu cred că e balcon, cred că e doar acest geam, de unde se vede Marea Roșie și, apropo, ce vă spuneam eu adineauri, că acolo e partea nouă a orașului, de fapt este Israelul. Suntem la 5 km distanță de granița cu Israel, ne-a spus acum un localnic, și putem merge dacă vrem timp de o zi, dar nu cred că e cazul, adică o să mergem în Israel cu altă ocazie, să vizităm toată țara. Îmi place mult camera asta, e foarte curat, are o notă extrem de bună pe Booking, e nou. Levarda, cred că se numește. Baia e un pic micuță, dar suficient. Aici e o cabină de duș. Da, place, îmi place. Și atenție, plătim $57 pe noapte, cu mic dejun inclus. Am vrut să ne mai luăm o noapte, dar nu mai am nicio cameră disponibilă, așadar va trebui să ne regândim traseul. Ne scuturăm bine de tot de praf, pentru că da, am inhalat în ultimele zile foarte mult praf, și apoi ieșim să explorăm orașul Aqaba. A venit Ion. Bună dimineața, a sosit timpul pentru micul dejun. Avem un super view de aici din restaurantul hotelului. Vedem Israelul de la micul dejun, dar haideți să vă arăt ce varietate bogată avem aici. Chiar e cel mai bun mic dejun din Iordania. Cel mai complex, da. Avem zatar, legume, aici cred că sunt niște mezeluri, humus, brânză, iar aici este mâncarea gătită. Avem fasole, cred că sunt niște crembuși cu legume, ficăței cu legume și tot așa. Arată foarte bine și gândiți-vă că intră în prețul acesta pe care îl plătim noi, și anume $57 pe noapte. Bună dimineața, Ion! Foarte bun prețul și excelent de Eliatul, de asemenea. Ce faci atunci când vii în Aqaba? Mergi la plajă, bineînțeles. Ați văzut că am vizitat și plaja publică, dar acum o să mergem la un beach club privat, la o plajă privată. Nu e indicat să stai în costum de baie pe plajele publice, nu pentru că ar avea ei o problemă sau reguli stricte, ci pentru că se uită ciudat la tine și nu te simți tocmai confortabil. Și după aproximativ 15 minute de condus din centrul orașului unde stăm noi, am ajuns la Berenice Club. Se pare că este considerat cel mai bun club din Aqaba, și asta pentru că are foarte multe facilități, cum ar fi șezlonguri, baruri, un centru de scufundări, te poți plimba cu jet ski-ul, poți face snorkeling și, bineînțeles, croaziere pe mare. Nu știu exact ce o să facem noi astăzi dintre toate aceste activități. Mergem să vedem exact
care sunt condițiile de intrare. Am înțeles că se plătește un bilet, costă 15 dinari de persoană. Pentru că acest club este situat în parcul marin Aqaba, se pare că apa are o culoare senzațională. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Care erau șansele să vă întâlnim aici, în Aqaba? Foarte rare! De cât timp locuiți aici? De 22 de ani. 22 de ani, da. Wow! Și cum e viața de român frumos în Iordania? E foarte frumoasă. Vă place? Da. Sunt îndrăgostită de Marea Roșie. Dar cum ați ajuns aici? Care-i întâmplarea Domnul fericită? Doctor, patronul companiei noastre a terminat facultatea de farmacie din Iași și prin dânsul am venit aici. Plaja noastră este situată chiar pe mijlocul Marin Life. Aici sunt două părți de coral. În dreapta e Black Rocks Coral, în stânga e Reb Reef Coral. Plaja deci noastră... e o poziție strategică. Da. Plaja noastră e mare, 500 de metri pătrați. Și avem transporturi din Aqaba la beach și înapoi, în fiecare zi, dimineață și după amiază. Ah, perfect. Transportul e gratuit. Perfect. E important să știe românii care vin aici în vacanță. Care e cea mai bună perioadă de a vizita Iordania, din punctul dumneavoastră de vedere? Tot anul. Tot Dar anul. În schimb, vara e foarte cald. Iulie, august, mai bine și mai bine din martie până în iunie și din la sfârșitul octombrie până în, la sfârșitul noiembrie. Ianuarie, februarie avem vânturi puternice, vânturi din sud, okay, valuri mari. Bun, și aceasta este plaja, e foarte întinsă, observ. 500 de metri. Și e plin tot timpul. Da, tot timpul anul este plin. Dar ai nevoie de rezervare? Dacă stai la hotel, hotelul face rezervarea cu noi și noi trimitem autobuzele la ei. Ok. Și acum vine vaporul nostru cu fundul de sticlă. Avem în fiecare zi câte 2-3 excursii. O oră văd coralii, vaporul scufundat și avionul scufundat și o oră le dăm echipamente și fac snorkel. Repede, repede, haideți să tragem cu ochiul puțin. Ce frumos! Și vezi toată viața marină. Da, tot. Vedeți. Pești, testoase, delfini sunt? Da, da, nu îi vedem. No. Uimitoare culoarea apei și da, nu ai nevoie să mergi la acvariu, pentru că aici în Aqaba există un acvariu foarte mare, pentru că viața marină poate fi observată în libertate aici. Uitați-vă, peștișori, abia așteptăm. Se pare că vom merge și noi preț de o oră în acest tur și ne vom întoarce cu altă barcă, pentru că este plin. Apropo, aici în Zare se vede și Egiptul, nu doar Israelul. Vaporul ăsta de 37 de ani e scufundat. E original din Spania, a venit din Libanul, cargo. Când s-a ancorat aici în port, a luat foc și asigurarea n-a plătit țara iordaniană ca să o ia înapoi vaporul. Pentru asta regele de atunci, regele Hussein, a decis să-l scufunde, să atragă turiștii și pentru scufundători. E lung 74 de metri, are 9 cabine. 7 cabine sunt pline cu apă, 2 cabine sunt jumate cu apă, jumate cu oxigen. Și acum o să râdeți de mine, dar mi-am scăpat rucsacul din mână și am avut impresia că se duce în apă, m-am panicat, deci îmi bate inima. Știți toată România, ați studiat în Iași? Am studiat în Iași. Ce mică e lumea. Engineer, civil engineer, yes. Wow, câți ani ați stat în România? Din 81 la 87. Oh, 6 ani. 6 ani. 6 ani. Și v-a plăcut? Foarte, 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 foarte mult. Aveți accent de moldoven. Încă mai, dacă mai știu, vorbesc bine acum, încă mai e plăcut. Foarte bine vorbiți. Nu foarte bine, încă mai știu să vorbesc. Deci extraordinar. N-am vorbit românește din 87. Ah, de când ați venit aici? Da. Noi vă așteptăm în România. Cu plăcere. Mulțumim tare mult, ne-a făcut plăcere. Mulțumim. Marea Roșie este situată în Oceanul Indian, între continentele Asia și Africa și se întinde pe o suprafață de aproximativ 450.000 de kilometri pătrați, 2.200 kilometri lungime și 500 metri adâncime. De ce se numește Marea Roșie? Ei bine, pentru că în apa mării, de o salinitate ridicată, crește o specie de alge marine. Atunci când sunt în viață, ele sunt albastre, însă când mor, culoarea lor se transformă într-un roșu intens. De asemenea, munții bogați în minerale de culoare roșie, care se ridică chiar lângă coastele apelor mării, ar putea fi un motiv pentru care această mare a primit denumirea de Marea Roșie. Temperatura extrem de ridicată a acestei mări, de obicei cuprinsă între 2 și 30 de grade, a favorizat mediul perfect pentru crearea unei vieți marine desăvârșite.
Găsim aici un recif de corali spectaculos de-a dreptul, în fel și fel de nuanțe, dar și forme. Găsim pești tropicali, dar și multe specii de țestoase unice în lume. Așadar, este raiul pasionaților de snorkeling, de viață marină și de scufundări. Un avion militar, tot așa, l-au scufundat pentru turiști, pentru... Controlat. Da, controlat. Hercule 130. Salutare de toți moldovienii! Salutare! Inginer Amar Mate. În cazul în care vă văd colegii, să vă salute, să vă lase un mesaj. La ori salut! De toți salut! De toți mai prieteni! Poate să vorbesc ca un român. Da? Și moldovian. Și moldovian. Cu ce și ce? Care a fost mâncarea noastră favorită din România? Sarmale. Sarmale. Oh, yummy. Ne e foame. Cu smântână. Și ciorbă de burtă. Și ciorbă de burtă, da, tot cu smântână. Tot cu smântână. Cel mai bună ciorbă de burtă am băut-o în Huș. Huș, Vaslui. Cu smântână, Vaslui. Vaslui, wow. Ce mică e lumea. Mulțumesc tare mult. Și noi mulțumim. Ne-a făcut plăcere. Ce experiență frumoasă. Domnul a fost senzație, nu l-am filmat, dar ne-a cântat drumurile noastre toate, a fost nemaipomenit. Mergem acum către plajă, cei ce rămân în vapor fie fac snorkeling, fie fac scufundări, dar noi, pentru că nu știm să facem niciuna, nici alta, ne îndreptăm frumos către ce știm să facem mai bine, adică plajă, nu Ion? Ți-a plăcut experiența? Foarte, foarte frumoasă, da, nemaipomenită, cum s-a văzut... Cum s-au văzut coralii, a fost senzațional. Hai! Look, captain. Ok? Captain. Captain Andreea. I look, captain. My name, captain. Mi-ai văzut atâția pești la un loc vreodată? Nu. Eu n-am mai văzut nicăieri. Peștișori. Peștișori, nu pești, da. Da, uite, plecam din Iordania și nu vedeam așa ceva. E mare păcat. Sperăm că de acum înainte să vă treacă pragul și mai mulți români. Să dea Dumnezeu. Îi așteptați aici cu drag. Îi aștept cu cea mai mare plăcere. Dacă aterizați aici în Aqaba, e important să știți că nu plătiți viza de turist. E free zone, cum spun ei, și inclusiv nu există taxe la electronice, la băutură, la țigări și așa mai departe. Și acum e timpul pentru puțină relaxare. Am găsit aceste șezlonguri, e destul de multă lume. Bine, noi am ajuns și târziu, e ora 12:30. Și priviți, este plină plaja, foarte fain atmosferă, îmi place. Muzică bună, poți să-ți iei un cocktail, un suc. Noi începem cu o cafea, eu n-o să trag un pui de somn aici la umbră, putem juca un volei dacă vrem. Poate ne și bălăcim îndată, Ion, ar fi cazul, nu? Cam așa arată nisipul, are o culoare extrem de interesantă și sunt și pietre, nu e foarte fin, dar da, ne amintește de deșertul Wadi Rum. Suntem aproape, suntem la o oră distanță, nu e chiar atât de departe de noi și apropo, mulți turiști se cazează aici, în Aqaba, în momentul în care pun pe hartă Petra sau deșertul, foarte curată, limpede apa. Și destul de rece! Numai bine te răcorești pentru că e destul de cald, s-a încins. Adineauri era în oraș și am zis că o să plouă în mod sigur, dar nu, e plăcut. Și cam așa se vede de aici Berenice Beach Club. Acesta e un pește? Da, e un pește, uitați ce formă are. Cine știe ce fel de pește e, să scrie în comentarii. Nu a existat zi în care să nu întâlnim un iordanian care a studiat în România și care să ne vorbească românește. Deci este emoționant, este uimitor. Chiar ne simțim mândri că oamenii după 35 de ani care n-au mai vorbit română știu să poarte o conversație jos, pălărie în fața lor. Chiar sunt de apreciat. Și imediat după Berenice Beach Club se află plaja publică, care este foarte mare și e diferită de cea pe care am vizitat-o noi ieri. Este de destul de întinsă și puteți face plajă și aici, doar că na, s-ar putea să nu vă simțiți foarte confortabil fiind înconjurați de mulți localnici. Dar merită, e o experiență frumoasă, sunt convinsă că apusul se vede splendid.
Acum ne aflăm în cartierul rezidențial Ayla. Este extrem de frumos, nou și diferit față de cealaltă parte a orașului, de partea veche. Noi căutăm ruinele fostului oraș Ayla, care sunt undeva prin această zonă. Mulți dintre voi ne-au scris să venim și aici, dar haideți să vedem dacă ne lasă. Arată foarte bine, există și o plajă aici, cred că e un parc de distracții, hoteluri, dar da, e o altă lume față de cealaltă parte a orașului. Ne întoarcem acum pentru că nu e bine unde ne aflăm. Și din lumea terenurilor de golf și a resorturilor de 5 stele din care tocmai am ieșit, apropo, e foarte frumoasă zona și vă recomandăm în cazul în care veniți în vacanță și vă permite bugetul să vă cazați acolo. Mi? Ok! Vor să facă o poză cu noi, sunt foarte drăguți. Acum am ajuns la ruinele vechiului oraș islamic Ayla. Istoria orașului Aqaba datează încă din perioada prebiblică, fiind cunoscut atunci ca Ayla. Orașul este menționat în Vechiul Testament, fiind locul în care regele Solomon a construit o bază navală la Ezion Geber, la aproximativ 3 km față de orașul Aqaba de astăzi. Începând cu anul 106 după Hristos, romanii au pus stăpânire pe această zonă și au folosit orașul Aqaba ca port, iar în secolul 4 intră sub stăpânirea Imperiului Bizantin. În secolul al XIV-lea, sultanii mameluci ai Egiptului cuceresc orașul Ayla și îl denumesc Aqaba, așa cum îl cunoaștem noi astăzi. Tot ei au construit faimosul port mameluc. După mameluci, otomanii pun stăpânire pe acest oraș vreme de 4 secole, până la Revoluția Arabă. Aqaba a fost recuperat din stăpânirea otomană abia în anul 1917 de către forțele arabe și ofițerul britanic Lawrence. Abia după primul război mondial, Aqaba revine statului iordanian. O scurtă lecție de istorie este binevenită atunci când vizitați Aqaba. Iată că am aflat detalii pe care nu le cunoșteam despre acest oraș și acum mergem să mâncăm pește, fructe de mare, momentul preferat al lui Ion. Momentul preferat al zilei. Al zilei, da. A fost foarte încărcată ziua asta, deși nu pare, dar am consumat multă energie. Am crezut că s-a închis situl. Intrarea este liberă, apropo, nu se plătește bilet, nu e nimeni aici la intrare. E un băiat care păzește, să spunem așa, ruinele vechii moschei, dar în rest nu e nimeni. Foarte faină zona asta. Uite-te puțin cât de diferită e. Extrem de curat, e mai occidental, așa. Exotic. Lângă restaurant, cred că e o vulcanizare, că de când am venit noi se tot auzi zgomote. Mi-am comandat un ceai, o să-mi pun puțin zahăr, deși nu obișnuiesc, dar e foarte amar. Oh, thank you! Mama mia, cum arată, doamne, deci porțile sunt uriașe. Asta e peștele tău, Ion, că tu ți-ai luat pește cu sos de roșii și ăsta, sau invers, nici nu-mi dau seama. Îmi plouă în gură, deci mi-e atât de poftă de un pește. De când am venit aici am mâncat doar hummus, falafel și pui. Și pui. Orez cu pui. Peștele e binevenit, așteptăm să ne vină și salata acum și gata, poftă mâne. Poți să-l degust. A, vrei să-l degust? Da. Okay. Să vedem și noi cum e. Scrijele, scrijele avem, cartofi copți. Asta înseamnă scrijele, m-am înnebunit, știu. Hai. Foarte bun. Cred că ăsta este al tău. Demențial, are un gust aparte. Mamă mie. E mai bun al tău ca al meu? E mai bun al meu, da. Mi-era ieri puiul tău gătit pe cărbune, așa e peștele. Are un gust deosebit. Foarte mari porțiile, sunt curioasă că o să ne vină nota de plată. La fiecare masă ne aduc și lipie și urmează să ne mai aduc o salată arăbescă. Am și noi, ne-au întrebat, vreți salată? Da, vrem. Poftă mare. Poftă mare. A venit și nota de plată, iar pentru această mâncare, pentru această masă, plătim 12,5 dinari. Wow! Un preț foarte, foarte mic, 80 de lei. Mi se pare senzațional, oricum o să lăsăm 15 dinari, pentru că noi oricum ne așteptam undeva la 15-20, cam așa. Pe mine nu m-ați mai văzut de mult la față, așa e. O să facem încheierea vlogului aici, sperăm că v-au plăcut locurile pe care le-am vizitat noi și vi le-am arătat și vouă. Nu uitați like, subscribe, un share dacă v-a plăcut acest video și ne vedem peste două zile cu noi aventuri de aici din Iordania.